Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi suntem cu 8R340, am vrut să zic 8340, dar nu e 8300, că e 8R modelul cel nou. În schimb avem un 8270, mai exact Nicolae acolo în partea mea dreaptă, cum ar veni, da, cum astea în dreapta. Hai că putem merge și mai tare, nu știu de ce am lăsat așa mai moale. Îți l-ați scarificat, el e cu grubărul, eu cu scarificatorul. Aici am avut, asta e singura parcelă în care am avut o văz. Le scarificăm, mai avem încă una, două, trei parcele de făcut astăzi și cred că suntem gata cu scarificarea, cu pregătirea pentru... Asta scarificăm pentru rapiță, aici să știți că este destul de mare praf. Până acum mai scoatem și umiditate, dar deja începem să scoatem numai praf, fără umiditate. În sensul că scotea pământ umed când... treceai, să vedea un pic de umezeală, acum nu se vede numai bulgări, nu e bulgăros, nu e extrem de bulgăros, sunt puțin, puțin, dar nu e extrem de bulgăros, e decent. În schimb, până acum ce am vrut să zic recoltat, dar nu am recoltat, ce am, nu e bine așa, ce am scarificat și ce s-o dat și cu grubărul, mai scotea umiditate, de-aia deja astăzi facem și o groază de praf. Nu știu cum s-a uscat asta dintr-o dată. Se anunță și ceva ploi la noapte, de la noapte începând. Dar mâine mai sigur, dar numai de la noapte așa începând, dar nu-i sigur. Dar de mâine deja se anunță niște ploi mai serioase. Acum am vrut eu să fac o manevră, o treabă serioasă, frumoasă, interesantă, cu sistemele astea de GPS, de autoghidare de la cei de la John Deere. În sensul că să mergem unul după altul, eu cu Nicolae, că putem să facem treaba aia încât să ne recunoască că eu mă duc pe urmă de 3 metri, că eu am scarificator de 3 în spate și Nicolae merge pe urmă de cum îi zice, de 4 metri, că el are grubărul de 4 metri după el. Dar am zis că nu mai stăm să pierdem vremea, că vrem să terminăm cât de rapid. Durează un pic până îți setezi, până îți bagi niște setări acolo. Atâta durează, ăla-i tot. Că în rest nu durează nimic. Acolo un pic, că încă nu familiarizat 100% cu... Văd dacă recuplează asta. Așa. Merge destul de bine, mă, nici nu simt, mă așteptam să simt, să trag un pic mai de greu de ea. Bine, ce drept, nu o scarificăm numai la 45, 40-45, cam așa. Nu băgăm mai adânc scarificatorul, că nu, nu băgăm anul ăsta, nu, anul ăsta, nu. Poate la anul. De fapt e un fel de grubăreală, grubărul acolo, cum îl vedeți pe Nicolae. Nicolae e și el pe tableta lui. Grubărul acolo intră numai la 25 cm, noi mergem un pic mai adânc. Deci teoretic am putea să vedem o diferență la cultură, dacă îi pune acolo, că ăsta merge mai adânc, ăla merge la 25. Și am cam împărțit parcela în două, deși Nicolae e mai lat, o să termine mai rapid. Am putea să vedem un pic de diferență de cultură. O să fim în aceeași parcelă, parcela asta e cam toată la fel, nu sunt băltiri în ea. Nu sunt porțiuni cu, fii atent, că îmi scapă un pământ alb. Deci e pământ bun, dar nu știu ce se uscat, e extrem de uscat. Deci eu încă așa pământ uscat n-am scarificat. Nu știu care-i treaba cu el. După cum vedeți, în dreapta, stânga mea, avem floarea soarelui, care încă la noi e verde. Am văzut că în alte zone se recoltează. Astăzi, ca să nu... Să nu fim confuși, astăzi e data de 1 august. Nici mai mult, nici mai puțin. 1:08, ora 12:43 de minute, ca să nu ziceți că am zis eu ceva prostie. Deci astăzi 1 august în multe zone din țară se recoltează, nu cantități industriale. Din păcate, nu pot să zic că treaba cu ce oră ce e buton, nu, asta e gol. Deci se recoltează și dacă apăs pe automat, ăsta nu face nimic. Se recoltează floarea soarelui, în schimb la noi încă mai este, dar sunt unele zone unde poate la noi s-a recoltat porumbul înaintea de floarea soarelui. Deci nu știu care e treaba, ce se întâmplă, dar e ceva ciudat cu vremea asta. E ceva ciudat. Avem aici și o perdea care joacă de numai. Pe stânga n-avem, avem în spate, în schimb, avem în spate. Ridicăm mai sus. Văd că colegul are aici și suflare. Are cum îl scoți afară? Avem și aer. Are suflare, eu n-am așa ceva. Și Nicolae are, știu sigur că și Nicolae are.
Nicolae a fost cu ele. Ăla mea are și Nicolae, nu glumă. A, da, ce aiurea e în burelul ăsta, e mai aiurea ca și la Nicolae, nu știu cum să vă zic, dar la 270-ul ăla, parcă e mai ușor să schimb. Volanul ăsta e mai micuț, volanul ăsta e un pic mai comod ca și ăla, atâta, cred că e singurul lucru care e mai comod decât în tractorul ăla, e volanul. Aici încă schimb ce-mi place, stați că vă arăt imediat, ce-mi place la seria asta nouă. Bă, da, ce greu cuplează, ce greu, mult e până să se cuplează. Aici prindem urmă de erbicid, ar trebui să scormonească un pic. Sau? O simte? Nu simte. Ce-mi place, aici avem o manetă, aici în partea dreaptă, jos. Avem o manetă și putem face treaba. Bine, aici, vă cum vedeți, stai să ridic volan. Așa. Deci putem sta așa, putem să ne întindem, vorba aia, un pic. Nu stăm toată ziua înțepeniți acolo, într-o singură poziție. Dar ce îmi place mie, încă la ăla nu s-o băgat, nu era implementată chestia asta. Avem aici în partea dreaptă o clapetă, nu e o cameră acum de pe cap, dar vrei să mă caiți pe cuvânt, e așa o clapetă și prinzi cu mâna și tragi de ea și putem face mișcarea asta. Pac. Avem mișcarea asta făcută, care ne pune în poziția de înainte, vedem și înainte dacă e ceva, dacă cumva avem obstacole sau ceva, dar cel mai important e că avem poziția de spate mult mai comodă de văzut, deci mult mai, te face mult mai vizibil spre spate, deci ai o vizibilitate mult mai bună spre spate, nu trebuie să te întorci în mod normal, în mod normal. Poziția asta e foarte bună, acum n-am o parcelă în care, că e destul de mică parcela, nu am stat să setez, dar probabil o să fac în următoarea parcelă unde mergem, uite că o să fac, o să fie probabil următorul video, unde o să fac să se întoarcă tractorul singur, automat, eu o să-i dau drumul la prima plecare de pe loc. După ce facem prima plecare de pe loc, tractorul o să lucreze singur, o să întoarcă singur la capăt, o să-și ridice singur utilajul, o să lase singur jos. Eu o să fiu simplu observator, nici de cum operator. Asta mă nervează când bate pe picioare. Acum o să mă jure colegul când revine în tractor, dar o să-i menționez, vezi că ți-am întors un pic astea de bat aer, că nu, mie nu-mi place să bat aerul direct pe mine. Deci, probabil, mult mai sigur, în următoarea parcelă o să fac următorul lucru, o să fac un video în care vă arăt cum setăm tractorul să meargă automat din toate punctele de vedere. Să meargă singur, să se întoarcă singur, să-și ridice singur utilajul, să lase singur utilajul jos. Acum, momentan, încă nu e setat, că trebuie să ridic eu la capăt, să stă, da? Uite ce poziție. Nu mai uitați și voi ce. Asta e o poziție care îmi place extrem de mult în acest tractor. În rest, mare lucru nu tare îmi place la el, mai mult îmi place 8270-ul lui Nicolae. Bun, acum ne întoarcem înapoi, deși aș putea și în poziția aia să operez, în sensul să mă întorc la capăt. Atâta trebuie să facem noi. Acum, am zis, în următoarea parcelă o să facem, pentru că aici trebuie să fac, sunt un pic de setări niște făcut, de făcut niște setări, de setări niște făcut, auzi, fii atent că vorbesc și eu ca și englezii, numai englezii au cuvintele inversate. Deci avem niște setări de făcut, după ce facem setările respective, o să vedeți că o să lucreze tractorul automat, deci pur și simplu îl automatizăm. Îi în stare, îi capabil de așa ceva, deci o să și testăm treaba asta. Ia să vedem. Da, după cum a zis, poate merge cu 11 km. Că nu e adâncimea mare, de aia ne permite să mergem mai tare și avem o sarcină pe motor, să mărim un pic, sarcina e acolo, bate ok. Fluctuează o leacă, dar se ține acolo cam la 90%, după cum văd eu. 90% stă sarcina, e destul de binișor. Aici îl avem și pe Nicolae cu gruberul ăla de la Agrisem, care e un gruber, bă, mie îmi place extrem de mult gruberul ăla. Știți prea bine că nu laud sculele, Doamne ajută, Nicolae. Știți prea bine că nu prea laud utilajele sau asta dacă nu-ți de laudat, dar ăsta e un cultivator sau gruber, zicem noi, destul de bun, interesant, în sensul că lucrează binișor, sfarmă și pământul, lucrează și tot pământul destul de bine, chiar destul de bine. Avem niște oglinzi destul de bine reglate, îmi place cum și-o reglat oglinzele. Acum eu am aceeași
Teoretic am aceeași poziție în scaun, că n-am dat scaunul nici mai în față, nici mai în spate și oglinzile bat destul de bine. Un pic oglinda din dreapta jos. Ori aia se reglează și aia. Aia nu știu dacă se reglează, cred că se reglează mai manual, ale mici de jos. Oglinzile de unghi mor. Aia ar trebui un pic, un pic să iasă mai în exterior. Și nu cu mult, un pic ar trebui să iasă mai, să se întoarcă. Avem aici parceluca asta, după cum am zis, asta e vreo 2 hectare parcela asta, nu cred că e mai mare. Însă că începem aici, pentru că parcela în care urma să mergem aia de vreo 3 hectare, unde trebuia să mergem direct acolo, mai sunt niște baloți. Acolo a fost triticală și au mai rămas niște baloți făcuți. Și după ce urmează să fie luați baloți, după ce se culeg baloții după parcela, o să mergem, da? Acum au mers să ridice baloții, nu s-a noștri, nu vă gândiți că nu facem noi baloți, nu avem ce face cu ei. Cineva ne-a cerut baloți, merge, îi ridică, îi încarcă. Chiar acum când veneam noi, mergea cu trailerul încolo să-și încarce baloții. Și de aici cred că mergem direct acolo. Nu 100%, că mai avem, am zis, mai avem încă una, două, trei parcele, parcă. Trei sau patru. Una, două, trei. Trei parcele mai avem. Fără asta, dar nu sunt mari, nu vă așteptați că nu sunt parcele din alea imense. Sunt parcele micuțe care au rămas, unde au rămas niște baloți pe ele. Da, ce greu cuplează asta. După ce apăs butonul de cuplare la direcție, la autoghidare, stă un pic să gândește și după aia cuplează numai. La Nicolae am testat un singur lucru, v-am zis că aș fi vrut să facem, să avem urme unul după altul, dar nu o să facem acum că nu avem parcele mari. I-am băgat urmele mele ca să nu icuim în mijloc. Deci i-am băgat urma mea după coordonate. Normal există și o altă variantă în care pot să-i dau urmele, să-i partajez eu urmele mele, dar nu avem acea opțiune, niciunul dintre noi nu avem plătită. Normal am putea face un grup prin care ne uploadăm urmele și celălalt care vine vorba aia după mine poate să-și ia urma mea. Deci poate să folosească urma mea și atunci mergem unul după altul cum ar veni. Dar am folosit coordonate ca să ne facem după coordonate urmele. Am dat coordonatele mele și am băgat și atunci are urme. Nu facem, nu icuim, mergem frumos unul după, adică nu unul după celălalt, unul după, la urma celorlalți. Doamne ajută Nicolae. Nicolae mai are de mers și de venit, deci mai are o tură. Eu mai am, mă duc, vin, merg și vin, cred că. Deci eu rămân în capătul ăsta, la Nicolae în celălalt capăt. Nu, e nicio problemă. Băi, dar ce mare, uite, are sarcină mai mică pe motor. Acolo am avut un pic sarcină mai mare și fluctuații mai mari când am mers, pentru că era urmă de erbicid. Și atunci, pe urmă de erbicid, cum e tasat, are tasare multă, de-aia au fost fluctuații mai mari. Uitați, aici stă undeva la 50, sare până în 60% motorul. Deci e binișor, e binișor. Dar v-am zis, adâncimea nu e ce trebuie, adică nu că nu e ce trebuie, că e ce trebuie, dar nu e adâncimea aia de 50 cm sau cam 55 intră scarificatorul ăsta, nu are adâncime de 55, pentru că nu scarificăm așa adânc. Anul ăsta, la anul deja urmează să scarificăm, să facem scarificări din ale mai adânci. Sperăm să avem un an bun la anul de scarificat, dar asta e numai speranță, că vedem până la anul nu știm nimic ce va fi. Nu v-am zis că în alte zone mai scoteam un pic de umiditate, aici deja nu mai scoatem nimic, absolut nimic. Vine, tot îmi vine să schimb de aici. Dar și acum, dacă ați rămas până la sfârșitul videoclipului, poate că vă întrebați cum de eu cu ăsta și vă și răspund. Hai să tragem din șans. Din șans. E urma care să tragem din mai, că o să vină făcut capăt oricum. Poate că vă întrebați cum de eu cu tractorul ăsta. Op. Intrat, bun. Nu uitam că au intrat scarificatorul, de s-au băgat.
Colegul ce lucrează pe el e plecat până undeva și am zis că nu mai iau 6120, că eram cu 6120, nu mai iau 6120, că vin cu asta, că să terminăm mai rapid toată treaba. Toată treaba asta ce facem noi aici, că să terminăm cât de repede, să fim cât de repede gata cu toată lucrarea. Că 6120 cum e aici tare, beton, nu e beton, dar e mai tare, mai uscat. Să chinuie un pic să tragă deja scarificatorul. În primele zile o mers destul de binișor. Dar după aia a început cum s-a tot uscat, că s-a început să se uște pământul. Acum cred că știu de ce îi e uscat pământul aici, dar revin imediat la treaba asta. Vă ziceam cum a început să se tot uște pământul, deja tot mai greu, mai greu, mai greu, mai greu o tras. Și atunci am zis că lăs acolo, oricum astăzi mai aveam de făcut un pic de treabă cu el și eram gata, nu-l mai băgam nicăieri. Și acum vreau să vă zic de ce cred, nu 100% cred, dar o să vedem. De ce cred eu că e mai uscat pământul și nu e mai umed? Până acum ce am scarificat erau discuite înainte. Totul a fost discuit aproape chiar după combină. Și atunci cred că a rămas umiditatea în sol. Aici nu a fost discuit și deja cred că vreo 2 săptămâni. Da. Fix 2 săptămâni de când a fost terminat recoltatul. Și eu cred că ne-a plecat apa din sol. Asta doar e, zic eu, cred. Nu știu 100%. Bun, și cam astea fiind spuse, rămân și fără baterie la GoPro și la camera, așa că rămâne să ne vedem, încarc până mergem la următoarea parcelă să am baterie. Încarc și nu uitați, dați acolo un mare, mare like, un comentariu și să vă abonați. Cel mai important lucru, să vă abonați, facem 20.000 de urmăritori și până data viitoare, numai bine, rău la nimeni.